Stimați prieteni ai fotbalului, iată ne aflăm cu toții martori la un eveniment deosebit, în festivitatea de premiere, care încheie un an prodigios pentru fotbalul teleormanean în cadrul festivalului fotbalului din județul Teleorman. Începem cu prima echipă care va fi premiată de Asociația Județeană de Fotbal Teleorman, Metalul Frăsinet, echipă care a ocupat locul 1, seria 1, Liga a 6-a, echipă promovată în Liga a 5-a și este finanțată de Primăria Comunei Frăsinet, primar Florentin Ghimiș. Premierea este făcută de domnul Valentin Trăistaru, membru al Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Teleorman. Vă rog, aplauze pentru cei care au promovat respectiv pentru echipa Metalul Frăsinet, dar și pentru acești oameni minunați din partea AJF Teleorman, care datorită muncii dumnealor, noi astăzi avem acest eveniment deosebit și anual se întâmplă acest lucru minunat. Cea de-a doua echipă premiată este echipa Oltul Beciu, locul 1, seria a doua, Liga a 6-a, promovată în Liga a 5-a. Echipa este finanțată de Primăria Comunei Beciu, primar Andrei Gheorghe, felicitări. Premierea este făcută de domnul Valentin Trăistaru, membru al Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Teleorman. Aplauze! Mergem mai departe, Gloria Merișan, echipă care la finalul sezonului a ocupat locul 1 în seria a 3-a, Liga a 6-a, promovată în Liga a 5-a, echipă finanțată de Primăria Comunei Dobrotei, primar Ion Mănica. Premierea este făcută de același domn Valentin Trăistaru, membru al Comitetului Executiv al AJF Teleorman. Haideți aplauze, mai cu viață vă rugăm, suntem pe o arenă de fotbal! Mai departe mergem, Atletic Orbeasca este echipa care va fi premiată de către același domn Valentin Trăistaru pentru faptul că a ocupat locul 1, seria 1, Liga 5-a juniori, echipă finanțată de Primăria Comunei Orbeasca, primar Gheorghe Budică. Aplauze! Pe repede înainte, iată, ajungem și la Alexandria, la FCM 2 Alexandria, locul 1, seria 2, Liga 5-a juniori. Echipă finanțată de Primăria Municipiului Alexandria, primar Victor Drăgușel. Premierea este făcută de domnul Valentin Trăistaru, membru al Comitetului Executiv al AJF. Felicitări copii pentru rezultatele obținute. Avem nevoie de fotbal juvenil în Teleorman și aplauzele dumneavoastră vin să încurajeze pe acești jucători. Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele, campioană județeană junior C, antrenor este Ionuț Babadac. Premierea este făcută de domnul Petre Radan, membru al Comitetului Executiv al AJF Teleorman. Vă rog aplauze pentru domnul Radan, dar și pentru echipa din Turnu Măgurele. Clubul Sportiv Școlar Alexandre, echipă premiată pentru faptul că este campioană județeană junior D, antrenor Iulian Gudan. Premierea este făcută de domnul Petre Radan, membru al Comitetului Executiv al AJF Teleorman. Aplauze copii, aplauze vă rog. Și asta ne face plăcere că ajungem la Roșiorii de Vede, în ograda noastră, nu cum se spune. Atletico Roșiorii de Vede este echipa campioană județeană juniori E, antrenor Gheorghe Alexandru. Premierea este făcută de domnul Petre Radan, membru al Comitetului Executiv al AJF Teleorman. Felicitări copii, felicitări Sândele pentru tot ceea ce faci. Mergem undeva mai sus, mergem la Vârtoapele, acolo unde echipa CS Vârtoape a ocupat locul 1, seria 1, Liga 5-a, promovat în Liga a 4-a, echipă finanțată de Primăria Comunei Vârtoape, primar Ilie Bobov și de o firmă patronată de Ioan Gârdoc. Premierea este făcută de domnul Petre Radan, membru al Comitetului Executiv al AJF Teleorman. Nu mai adresez o întrebare, sperăm că Vârtoapele să rămână în Liga a 4-a. Voința Salcia, locul 1, seria a 2-a, Liga a 5-a, echipă promovată în Liga a 4-a, echipă finanțată de Primăria Comunei Salcia, primar inimosul Mariu Șună și o firmă patronată de Marian Lungu. Premierea este făcută de domnul Petre Radan, membru al Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Teleorman.
Și acum un premiu pentru finalista Cupei României, FCM Alexandria, onoare jucătorilor de la Alexandria pentru meciul prestat, dar și pentru spiritul de competiție de care au dat dovadă în această ediție de campionat. Echipa este finanțată de către Primăria Alexandria, premierea este făcută de către domnul Ionel Olteanu, vicepreședinte al AGF Teleorman. Un alt premiu merge la Prosca pentru tradiție fotbalistică. Echipa este înființată în anul 1970. Premiul se acordă de fapt Comunei Prosca, primar Daniel Grosu, pentru faptul că fotbalul are continuitate în această comună. Premierea este făcută de domnul Ionel Olteanu, membru, vicepreședintele Comitetului Executiv al AGF Teleorman. Și acum, ușor, ușor, cu pași repede, ne îndreptăm spre campioni. Marele premiu Fair Play Knauf este obținut anul acesta de către echipa Sporting Roșiorii de Vede. Aplauze pentru campioni! Premierea este făcută de domnul Teodor Ionescu, director în cadrul Knauf România. Doar atâtea aplauze merită campionii. Și acum mergem la două personalități remarcabile ale fotbalului teleormanean, dar cu o rugăminte. În momentul în care le auziți numere, să-i aplaudați, pentru că oamenii aceștia au făcut mult și fac în continuare pentru fotbalul teleormanean, pentru tot ceea ce înseamnă tradiție, pentru tot ceea ce înseamnă continuitate în fotbalul nostru. Să mergem întâi la domnul Dumitru Bârlăc, cel care s-a născut la data de 7 august 1950, fost jucător la Petrolul Videle în divizia C, Chimia Turnu Măgurele în divizia B, fost antrenor la Petrolul Videle, este premiat de către domnul președinte Stan Prodan. Felicitări și mulțumiri! Și acum îl invităm alături de noi să-i ridice premiul pe cel care cu cinste se contopește cu istoria fotbalului teleormanean. Se numește Florea Voicină, numele spune tot. Născut la data de 1 ianuarie 1954, fost mare jucător în divizia B la Rulmentu, în divizia la Chimia Turnu Râmnicu Vâlcea. Domnule președinte Prodan, vreau să vă spun că Florea Voicină a jucat și la Rova Roșiorii de Vede, dacă nu mă înșeală memoria. Și a făcut parte din selecționata universitară a României, medaliată cu bronz la campionatul mondial universitar din Mexic 79. Ce se mai poate spune despre Florea Voicină? Rămâne un mare campion. Mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adusă pentru a fi prezent la această premiere. Am un mare regret faptul că echipa mea de suflet, FCM Alexandria, nu a reușit să câștige campionatul județean și cu atât mai mult nici de astăzi, dar nu pot să nu felicit echipa campioană a județului, Rova Roșiori, care îi doresc un succes de plin, pentru că degeaba a câștigat campionatul județean dacă nu va încheia cu succes meciul de baraj care va avea loc săptămâna viitoare la Snagov, în compania echipei Compreș Gym București, reprezentant al municipiului București. Doresc mult succes echipei Sporting Roșiori și cu câștigarea de către ei a meciului de baraj, doresc ca pentru campionatul următor încă o reprezentantă a județului Teleorman să facă față din eșalonul fotbalistic național, pentru că este păcat. Iar eu știu din ce date am eu că județul Teleorman este prima dată din anul 1958 când nu are o reprezentantă la nivel național. Vă mulțumesc! Felicitări, Florea Voicină, încă o dată, pentru tot ceea ce a făcut pentru fotbal. Și pentru spiritul de sportivitate, de fair play de care a dat dovadă, Florea Voicină merită tot respectul nostru. Mergem mai departe și ajungem la golgeterul Ligii a 4-a fotbalistice. Horaciu Lascu, Rapid Buzescu, premiera este făcută de Cătălin Cușcă, secretar AGF Teleorman.
Sporting Roșiorii devede campioană județeană junior ediția 2013-2014. Nu este anul acesta campioană Sporting, a fost și anul trecut și Sporting ne-a obișnuit să câștige campionatul la juniori. Felicitări echipei antrenate de Adrian Buracu și Eugen Crăciunescu, președintelui Gabriel Vlădulescu. Vă rog să-l aplaudați pentru tot ceea ce face aici la stadionul municipal, la clubul Sporting. Premierea a fost făcută de domnul Ionel Olteanu. Unirea Brânceni, câștigătoarea Cupei României. Felicitări! Echipa este finanțată de Primăria Comunei Brânceni, primar Dumitru Neagu, premiera este făcută de domnul Ionel Olteanu, vicepreședinte al JF Teleorman. Felicitări și să ne faceți cinste fotbalului teleormanean când veți juca în prima manșă Cupa României, faza națională. Stimați prieteni ai fotbalului, urmează un moment deosebit. Urmează premierea sponsorului campionatului județean de fotbal Knauf. Președintele AJF Teleorman, domnul Stan Prodan, este cel care face premierea. Va spune și un cuvânt, să spunem că datorită dumnealor avem această competiție minunată și aceste premii. De 9 ani ajută fotbalul județean și nu sunt județe în țară altele care fac asemenea efort. Este un efort deosebit financiar, e un efort, dacă vreți, și uman. Vă mulțumesc pentru invitația acordată, încă o dată îmi face deosebit de plăcere să mă aflu aici împreună cu dumneavoastră. Vă felicit pentru tot efortul pe care sunt sigur că dumneavoastră îl depuneți ca să jucați fotbal. Vă doresc să o țineți tot așa, să țineți sus standardul acesta fotbalistic și chiar dacă trăim vremurile acestea mai dificile pentru toată lumea, totuși faceți toate eforturile și noi facem eforturi și vom învinge împreună și vom reuși de fiecare dată să ne îndeplinim visele. Vă felicit, mulțumesc Asociației Județene de Fotbal, mulțumesc tuturor oamenilor de fotbal și vă doresc din inimă să o țineți tot așa. Sporting Roșiorii te vede, iată, reditează și cu performanța de anul trecut. Este campioană județeană, senior ediția 2013-2014, antrenor este Cristi Negru, președinte Gabriel Vlădulescu, echipa este finanțată de primăria municipiului Roșiorii de Vede, primar Cristian Duică. Premierea este făcută de domnul Cătălin Cușcă, secretar general al JF Teleorman. Premiul va fi ridicat de către capitanul nostru, în fața căreia ne înclinăm, Costel Bursan. Dar să nu uităm că avem alături de noi pe antrenorul secund Petre Ilian, hai și o cam mai repejor, pe delegatul echipei Marius Nica, oameni minunați în cadrul clubului sportiv Sporting Roșiorii de Vede și tot stafful tehnic, ai Răzvane și tu că faci parte din această echipă minunată numită Sporting Roșiorii de Vede. Nu de domn primar. Am zis că șeful. Prietenul meu. Vă rugăm să aplaudăm echipa campioană a județului Teleorman Sporting Roșiorii de Vede. Mulțumim băieți, felicitări și succes la meciul de baraj. Încă o dovadă că performanța fotbalistică înaltă la Roșiorii de Vede este la ea acasă. Sau cum spunea un coleg de-al meu mai devreme, capitala fotbalului teleormanean este la Roșiorii de Vede datorită acestei echipe minunate. Aplauze Sporting, mulțumim băieți, felicitări și mult, mult succes în continuare, să ne faceți fericiți!